Domnul Țancă Uraganu urmează să ne prezinte platforma lui politică. Domnule Țancă, ați venit ca de obicei cu onomatopee? Nu, cum e? Trebuie venit cu mașina. Bună seara la toți frații mei. Ce face România? Să balancează? Să fiu aici printre toți acești oameni este o onoare pentru fiecare dintre voi. Înțeleg de ce e domnul Hagi aici, că el a jucat fotbal pentru România pe vremea când România știa fotbal. Dar ce caută domnul Vadim Tudor? Ăsta mereu a avut ceva boală pe țigani. Și noi suntem singurii care am dus numele României peste hotare. Noi suntem prin gândurile englezilor, prin mașinile nemților, prin buzunarele italienilor. Am tot auzit azi aici că ce o să facă unul, ce o să facă altul. Frații mei, eu mă ghidez după ce mi-a zis mie un curier care mi-a adus o comandă după 2 luni, în viață să nu ai așteptări. Eu nu vreau să fac nimic și cu asta am zis tot. Sunt sincer, mâncava-și bugetul vostru. Țancă! 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 Pentru oamenii mei să știe și o șaorma din partea lui Vosu. Mă interesează să iau tot ce a mai rămas. Deci, la fel ca ceilalți. Doar că eu nu am un discurs așa frumos. Pentru că la mine e cu superstiții. De exemplu, eu nu iau bani lunea, că merge rău. Așa că tot ce adună țara la buget în ziua aia, rămâne la popor. Ia uite cum se adună bănuți încă o dată, fii atent. Ia uite cum se adună banul cu Țancă Uraganu. Frat, președinte, să știe. Nu-mi plac manelele, dar îmi plac un pic maneliștii. Sau invers, nu mai știu. Și la mine nu mai trebuie să muncească nimeni. Furați, mă, toți, că pe conducerea mea statul nu mai are monopol la hoție. Desființez pușcăriile, că nu avem ce să mai facem cu ele. Și așa e condiții prea bune. Le-am îmbunătățit politicienii, că e ca și cum și-a renovat casa de la bătrâneți. Și acum sunt câte unii care ocupă celulele abuziv. Oameni amărâți, că ei stăteau câte 12 într-o garsonieră confort 2 și la pușcărie sunt câte 10 pe cameră. Vă jur. Dacă ești eu președinte, vă mut pe toți într-o cameră de biciclete. Se întâmplă în ultima vreme că așa sărache poporul, că gardienii nu mai trebuie să păzească deținuții să nu iasă, trebuie să păzească intrarea să nu intre lumea, bă, să doarmă acolo. Eu v-am văzut aici, a? Susținând pe Viorica, pe aia. Nu. Cum, domne? N-am fost, domne, eu ce ai. La Gică Hagi nu era cu fular, n-am jucat noi fotbal aici. Niciodată, uite-te în ochii mei. Nu sunt eu ăla. Dar eu... Suntem cu cineva în afară de Țancă? Nu, tată, de când sunt aici, e vorul nostru, e familia noastră. Adică nu poți să zici așa. Totuși, ceva nasol se întâmplă. În locurile alea, de obicei când se eliberează câte unul, se apucă de furat iar. Numai Liviu s-a apucat de bucătărie pe YouTube. Păi, bă, tu ai fost Al Capone, mă, îl vezi tu pe Al Capone făcând tești de fasole pe internet. O să zici că nu se inventase internetul, dar măcar se inventase jena. Și ăsta merge un pic așa. Uite-te în altă parte, Dănuțo, că se plic fătălăii. Mai lipsea să-l vedem și pe Diaconescu să se apuce de studiat violoncelul. Pe scena Ateneului cu orchestră în spate rostea muzical. Maestrei, ai ceva în cheie minoră? Poate o fecioară? Fecioara din Orleans, că știu și eu muzică de asta cultă. V-a lăsat Dumnezeu soartă să vă conducă Viorica Dăncilă. Prima femeie care își pune sutienul cu cupele în spate. Cu ea am fi intrat mai ușor în Schengen. Mergeau să vorbim cu cancelarul incogito, ca să nu ne știe nimeni așa cum se trătează în secret. Eu travestit în femeie, ea travestit în femeie. L-a făcut ăștia și pe Ciucă, prim-ministru. Eu cred că poporul își dorea să reînvie bancurile cu bulă. Altfel nu mi-e explic.
Ăștia sunt toți trimiși lui Dumnezeu pe pământ, dar i-a trimis pe toți fără instrucțiuni de folosire. Ce dracu, mă? Nu ne-am săturat, nu? Avem niște oameni în fruntea țării, de zici că sunt făcuți toți în China și luați din Dragonul Roșu. Așa e. Dragonul Roșu care este PSD. Și revenind în prezent, deci m-a secat Dana Budeanu cu impozitele ei, căci că trebuie să plătim, nu știu ce, că nu știu cum. Ho, hapsânu! Du-te și mai mănâncă și tu ceva, nu vezi că dacă bei un pahar de apă, zice lumea că ești borțoasă. Și tu nu vezi că dacă deschizi gura să spui ceva, zice lumea că te-ai gășit? Nimeni nu vă mai plătește impozitele. Ce ai în mână, cu aia rămâi. Nu ai apucat să iei nimic. În mână aștepți că vine Țeancă și spune ceva acolo. Să nu ziceți că sunt nesimțit, dar tot aia vă dau și ăștia de azi, doar că ea are versuri mai credibile ca mine. Nu mai merge cu harneală la popor. O să zic pe aia dreaptă. Băi, păi la început am fost și eu angajat. Nu spun unde, că nu mi-amintesc. Dar mi-am dat demisia pentru că aveam un vis. Ăsta era visul, să-mi dau demisia. Părerea mea, cum zic, dacă ăsta o ține așa, se bate la titlu. Frumos, muzică în urechile mele. Vreau să fiu un președinte pe șmecherie. Adică ceva ca în genul lui Cordin Maticiuc, Ion Țiriac, ăștia care au proiecte din alea caritabile făcute cu poporul. Bă, nimic nu mă încântă mai mult pe lume decât să văd oameni bogați care cer bani de la oamenii săraci ca să rezolve problemele la amărâți. Așa o să fie și Țanc. Ce probleme e în țară și trebuie să le rezolv eu? Hai să le vedem, le luăm pe rând. Trebuie să le gândim, că n-a scos nimeni încă o culegere de probleme ale țării, că trebuia să tai toate pădurile ca să o tipărești. Și eu o tipăream în Austria, că pădurile noastre sunt la ei. Știi ce zic? Am întors-o elegant. Da, hai că mă pricep și pe externe, cât de cât. Cât am cântat eu pe Anglia, n-a cântat nici Băsescu la securitate. Dacă ăsta iese președinte, eu emigrez în Ungaria. Pe probleme de războiul din Ucraina, o rezolv și pe asta. A trimis rușii gruparea Wagner acolo? Foarte bine, trimis și eu gruparea sportivilor. Îi rezolvă pe aia numai din cuțit. Păi e vreun tank rusesc care nu se vinde pe bucăți la noi în târg? Stați cum e. Și gata cu clasa politică. Nu sunt eu cu săracii, dar nici cu sărăciile. Scot la vânzare Casa Poporului. Dau anunț. Vilă centrală cu 1100 de încăperi, în prezent plină de gândaci, în două camere în special. Nu o să mai dau voie la deputați să-și voteze salariile. Că prostia se plătește, dar nu așa cum mâncava și gura voastră. Nu ai văzut cum votează la mai multe cartele, de zici că îi cântă la instrumente acolo. Ca să fii deputat, trebuie să demonstrezi virtuozitate la aparate, că știu și cuvinte de astea ca medicieni. Așa. Mașinile cu șofer să meargă cu metrou dacă le place așa mult cu cartela. Și că ei se duc în teritoriu ca să dea audiență la cetățenii, aiurea. Se duc să dea la amante. Și aici... Adevărat. I-am prins cu asta. Ce? Despre ce să fac episodul următor? Despre sărăcie și figuri. Da. Zic de zăborac. Niciun bai. Și aici că lucrează doar de luni până miercuri, că e obositor. Rău și stai pe băncile alea, se simte ca la școală, bă, și senzația-i termină, că n-are experiență pe treaba asta. Băi, tăticu, oriunde în lume politicienii conduce lume, nu doar aici. Dar măcar o face fiecare mai pe șmecherie, așa, nu ca la noi. La ce ne fac ăștia de ani de zile, putea măcar să ne dea și nouă lubrifian gratis la populație. Ne învață să ne băgăm sub masă la cutremere. Cunoaștem și noi, că așa au învățat și Clinton pe Monica Lewinsky. Eu știu că o să mă voteze lumea, chiar dacă toți fac pe nebunii, că ei nu ascultă manele, dar știe toți versurile. Vezi, Doamne, la mișto, muzica mea unește oamenii. Loredana cântă cu Jador, Paula cu Florin Salam, Smiley cu Firicelul ăla de voce. Lețancă, pregătiți-vă să încheiați. Ce ai zis cum e? Mersi, e reciproc. Unde ești acolo? E reciproc, frate Iohannis. Nu mai am așa multe de zis. Mă interesează ca România să fie pe sistem. Corupt, ca înainte. De ce să schimbăm dacă funcționează?
Dar să-și ia și oamenii partea, bă, că nu merge așa. Politicienii corupți până la os și oamenii dărând corupți în fund. România votează, mai ales frații mei, plecați la muncă în străinătate. Chiar dacă aveți o mână în buzunarul cuiva, cu cealaltă puteți să votați. Apropo de asta, vedeți că suntem în curând mai mulți romi decât români, așa că schimbăm și numele țării. Trăiască România! Ce cum ești, gata? Mai bine cântam. Ce sincron. Ați făcut grătar? Miroase a ceafă de porc. Mulțumim foarte mult, domnule Uragan. O să subtitrăm asta pentru cei cu mai mult de două clase. Domnul, nu vi se pare cunoscut? Nu cumva dumneavoastră erați și la... Hai, domnule, încetat cu astea, că m-am săturat de voi cu atea. Am impresia că sunteți cam oportunist. E prima dată când vin aici, vin în ferentari. Domnule, sigur? Să mor dacă să nebunesc. Mai vezi ce dracu, uite-te în ochii mei, jur pe lumina ochilor mei, ce dracu, dacă mai fost, e prima dată. Ziceți, domnul, m-ați mai văzut pe mine pe aici vreodată? N-a fost fratele meu. N-are, bă, fratele meu, acum ce vericule, să lasă-mi că mă nebunești și ai. Eu am fost cu tancul, Uraganul, sunt aici, da, când n-a venit el, nu ca faci treaba asta. Haide, frate, dar ce a făcut, domnul, mă? Domnul Gianni. E prima dată, ne-ai văzut mai închis la culoare, ci te-ai de noi? Da, ce așa ce facem tot. Nu este, vă rog să mă iertați, nu este vorba despre așa ceva, nu. Vă rog mult, așezați-vă. A fost o confuzie din partea mea, știți, să colegul meu. Știu că mi se întâmplă. Ce spui prostii, că mă taie ăștia. Hai că vă las, că vă pup, mă cheamă mama la masă. Băi, sună regele. Care rege? Cioabă? Alo. Care rege sună? Trăiți. Salam? Trăiți. Nu, Toma a fost. Nu, tati, Toma a fost, e bine. A fost bine, e sus de tot.